trebuie să reducem aceste alergene din mediul familial, nu animale de companie, nu flori care, nu știu, poate să creeze o alergie, fără mucegai, fără acarieni, trebuie să evităm acestea. După aceea, să știți că este acest marș dermorespirator, adică apare pe piele dermatita, apar acele manifestări atopice care pot fi declanșate în timp de infecții, de factori infecțios, de expunere la tot felul de alergene între acestea și atunci trebuie să ne limităm ca să nu dezvoltăm altă manifestare a atopiei. Dar în afară de aceste complicații în timp, să știți că acel copil care are eczemă atopică poate să facă el diverse complicații. Mi-am amintit, spre exemplu, e un sugar cu atopie, a dezvoltat eczema respectivă. Acel copil nu trebuie să aibă contact direct cu persoane care au herpes. Deci moașa, nașa, mama are herpes la gură, nu trebuie să sărute copilul, pentru că acel copil cu probleme de imunitate va dezvolta eczema herpeticum cu leziuni diseminate de herpes. Sau o eczemă dintre aceasta tratată incorrect, pentru că aici este situația, se tot vorbește de acel microbiom digestiv, microbiom cutanat. Copilașii aceștia au, de regulă, 90% dintre ei au stafilococul patogen pe piele. Neîngrijit corect vor dezvolta infecțiile acestea stafilococice sau infecții micotice sau eczema se generalizează. Și mai merită amintit, spre exemplu, și problema aceasta a alimentației la copii, la copiii acestea. Pentru că alimentația restrictivă, toată lumea crede că este alergică, nu tolerează. Nu, e foarte greu de dovedit, mai ales la vârsta de în prima copilărie, ce îi face rău la atopicul respectiv. Alimentația restrictivă poate să ducă la tulburări de creștere. Și atunci, aici, trebuie și părinții să fie foarte buni detectivi, să vadă ce anume poate să agraveze această eczemă, pentru că nu e ceva valabil, nu are voie să mănânce cu tare, cu tare. Deci este foarte, foarte important să fie părinții atenți ceea ce ar putea să deranjeze copilul respectiv. Deci sunt aceste complicații care poate sunt mai importante pentru că sunt mult mai frecvente în timpul puseului de eczemă decât complicațiile acelea respiratorii pe fond atopic care sunt mai rare.